Se pare că intrarea Mariei în casa băieților a coincis cu câteva formalități ce aveau să devină cu adevărat interpretate. Am câte un pupic la fiecare din partea a ta, din partea Isabelei, al tău, adică. Atât. Ce? Mi-ați Blaze că a întrebat-o pe Iza. Am auzit ceva discuții, care e problema cu ei, că deja mă enervez și îi iau foc. Și nu, mi-a zis că i-a zis că nu ți-ai zis să-l pup, nu ți-ai zis nimic să-l faci și tu l-ai pupat. Păi am pupat pe toți că am intrat în casă, nu am zis că îi pup pe fiecare. Da, mi-a zis, mi-a mințit Maria că... Fii atent, Liviu, că știi ce, hai să o închim. Astăzi Blaze mi-a spus că el a întrebat-o pe Iza și că Iza nu a transmis nimic Mariei pentru el și că Maria cumva l-a pupat că n-a spus-o, dar așa s-a înțeles, că așa a dorit. Și Andreas la fel, de ce minți? Nu înțeleg ce faci asta. Cum pui mea am mințit că mă disper? Ce-i cu teatrul ăsta că mi-a zis Blaze că Iza nu i-a zis să-l pupe. Păi da, mă interesează și stai cu Isabela și cu Blaze că mă disperi. În primul rând am purtat pe toți că am intrat în casă. Da, Blaze a ținut să-mi spună asta, că a întrebat-o pe Iza. Ok, și Blaze oricum nu-i prima dată când încearcă să bage râcă. Nu încearcă, el a fost doar sincer. M-am mirat când am auzit, zic că înseamnă că a vrut ea, a fost plăcerea ei, atunci ce vrei să-i faci? Oricum îi pupam pe toți când intram în casă, nu așa e frumos. Dar nu cu un pretext. Nu era cu pretext, că nu am nevoie de pretext. Ce gelosie. Și că eu am găsit pretext să-l pup pe Blaze, că eu nu mai pot eu de Blaze, ce să-ți povestesc? Bă, ăla-i stai aici după Blaze, nu mă invaliditudini, deja mă disper. Care e problema? Vrei să închei? Hai să o încheiem. Dacă nu am chef în fiecare seară, să faci câte ceva, că nu-i prima dată. Ce greutate să bagi tu de asta, nu știu. Păi tu nu înțelegi că toate erau pe mine, poți să mă înțelegi. Ce ești așa ușor influențat? Dar de ce nu mă întreabă? Vrei să vin aici? Ce am zis a fost adevărat. Iza n-a zis asta. Doar, să nu ia toți dracii din mine, pe bune. Ce-i cu filmele astea, Iurea? Niciun film, doar că mi-a zis și am zis și eu. Și ce dacă ți-ai zis? De ce nu m-ai întrebat pe mine? Frumos trebuie să ai figuri când intru în casă, să faci fețe, că nu te înțeleg. Ce naiv ești. În primul rând, așa cum mi-a spus-o, m-a și deranjat. A mințit, Maria, a mințit. Când vad ca cineva mereu minți, dar nu-mi place deloc. Că de-aia nu mai pot eu de ei, că nu pot să dorm noaptea. Să te tachineze pe tine. Nu, a fost sincer. A fost sincer, îl cunosc când e sincer. El a fost sincer, deci ai înțeles între mine și Blaze, pe Blaze îl crede. Liviu, poate el este îndrăgostit și nu contează ce Maria o să facă, ce sau o să facă, eu lasă, ea este dreptate. În cauza asta am zis, da. Tu ai o problemă? Ești frustrat că te-a lăsat Isabela și te-a dus la Blaze? Că nu înțelegi care e problema ta. Da. Vezi că nu-ți ia, nu-ți o femeie ușoară, ai înțeles? Și nu știu cât la sută există creier. Pe bune, ce-s cu astea? Hai să o încheiem dacă nu ne înțelegem. Ok. Gata. Gata, dar am întrebat, mi-ai spus, gata. Bine? Hai, încă la mine. Asta nu-i întrebat. Nu pot din nervi. Fix pe Blaze, pe bune. Cred că ar fi ultima persoană la care te-ai putea gândi la asta. Dar nu-mi place să te fac să plângi, nu știu. Pe bune? Da. Și ce să înțeleg, așa o să fie mereu? Că nu știu când ești bine și ce te mai apucă? Păi eu sunt atent să nu-ți dau ție niciun motiv. De ce nu are probleme să-mi zică mie și să fie atent la ce are lângă el, nu ce fac eu? Mă, nu-i văd frumos din lacrimă, să-și vadă de mâna nasului. Și tu de ce nu poți să fii bărbat și să închizi gura? Și cred că el ar fi trebuit să-și dea seama că nimeni din casă nu mă interesează în afară de el. Tu chiar ești orb, nu vezi ce ai lângă tine? Deschideți ochii. Nu înțeleg de ce nu realizează. Vizite-aia. Am stat singură atât timp și mai bine stau singură. Vrei să stai singură? Dacă nu mai ai încredere în mine, nu are rost. Hai, vine. I-am explicat astăzi că așa nu o să mai pot. Ești ca o femeie. M-am mai liniștit eu și începe el. De ce trebuie să strigi mereu? Cred că ar trebui să te simți acum. Nu să faci figuri. Gata, să treci peste. Ți-am zis, am greșit eu. Am greșit, mi-am cerut scuze deja. Și am decis în seara asta să nu ne mai lăsăm influența. Nu mă las influența și dacă va fi ceva de vorbit, să vorbim într-un alt mod, pe alt ton și să nu ne mai certăm pentru că noi ne înțelegem atât de bine și suntem atât de fericiți în preajma altuia. Deci omul ăsta nici măcar ceau nu mai merită din partea mea, asta e clar. Poate s-a interpretat. Ei s-a interpretat. Nu mai fac, oricum am nervi și vorbesc foarte urât. Sunt oameni perverși, dar nu cu mine, că nu le merge. Și el astăzi a ținut să mă înțeleg, să-mi spună că Maria a mințit, așa mi-a zis. Înțelegi, a ținut să-mi spună. Dar nu l-ai întrebat? Nu, pentru că am văzut că răspunde doar când dorește și doar la ce vrea. Și eu, ca nebunul, nu i-am spus-o Maria așa cum trebuia, pe calm, pe frumos, pe știi? Am spus-o mai din top oraș. Și am supărat-o. Am înțeles ideea, că a spus-o cumva să mă atace pe mine, oarecum. Nu știu ce vrea el, tot o încearcă cu chestiile astea, înțepe așa, știi? Și a reușit, că te-a atacat. Da, dar o să... mai stăm aici. Nu știu ce încearcă el sau ce joc joacă, dar în fine. Cred că Blaze știe unul sau două lucruri, sau observă și încearcă totuși să îi deschidă puțin de tot ochii lui Liviu, să-și mai pună câteva semne de întrebări. Da, au fost multe și grele spuse cuvinte. Hai să luăm așa cu începutul, mărul discordiei, Isabela. Ai rugat-o pe Maria să-l pupe pe Blaze din partea ta? Nu. Am și zis în casă, eu nu vreau să-i transmită cineva un pupic lui Blaze, pentru că îl dau eu personal. Maria? Și în niciun caz Maria. Eu îl pupam oricum, că am zis că îi pupam pe toți, dar de transmisia greșit, pentru că toate fetele înainte să plec erau acolo în jurul meu și îmi spuneau să le transmit câte ceva. Eu nu eram. Având în vedere că a fost așa un haos și m-am grăbit, nu mai știam dacă și la Blaze, da, am greșit. Și am și zis, i-am spus. Ai început chiar cu el, de altfel. Da. Nu mai știam care am transmis, care nu și până la urmă nu era un pretext sau că vreau să fac ceva. Dacă oricum fetele au transmis și Andreea a trimis poze și lui Marian, adică aveam mesaje de trimis. M-am încurcat mie ca și cum am vrut să sar pe Blaze. Dar ce ai spus tu lui Blaze în cazul în care noi doi avem voie să ne alegem locația pentru date-ul de afară, să-ți aducă cei de afară? Vai, deci nu pot să cred. Am zis să ne aducă aripioare dacă mergeți. Dacă ar fi mers, una dintre mame tot altceva ai spus. Ce a spus? I-ai cerut șosete. El a zis că nu vrei șosete? Da. Am zis nu vrei șosete. Am zis că vreau aripioare și ai zis că mă duc la mall la shopping. Am zis, am crezut. Și era vorba de șosete. Bine, Blaze, tu o... Stai să vorbesc. Marian știe. Oricum, Maria, tu voiai șosetele lui Blaze, pentru că știm o discuție de acum câteva zile de la... Și ea a zis asta în acela zi, de două ori. Și când am fost afară cu ea și cu Liviu... Blaze! Stai puțin să vorbesc! Lasă să vorbesc! Știi că am dreptate! Lasă-mă să... Prieteni! De ce s-ar cu gura? Lasă-mă să vorbesc! Ea a zis asta când am fost cu tot băieți în casă și am zis da, 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 ok, ok. Și când am fost afară să fumez, a fost și Liviu și ea. Și ea a zis... Am zis o oră, pentru că abia aștept. Și ea a zis că vreau șosete colorate. Și am zis, ai vorbit, Liviu a fost acolo, ai vorbit cu Iza și Liviu a zis, mai bine Iza aduc. Și ea a zis, da, am vorbit cu Iza și e ok. Și vreau și la tine. Și am zis, dacă Iza nu vrei, ea nu vrea să cumpăr, eu nu o să cumpăr. Da, mă rog, hai să depășim subiectul că nu ați fost la mall și nici nu o să mergeți. Dar n-am fost la mall, am fost la mall. De ideea în sine că ea zice că eu am zis, n-am zis. N-am problema cu pupici. Dacă ea a venit, ei, toți băieți, ce fac? Cum poți să spui Iza a zis asta și când ea n-a zis? Repet, nu e ok din partea ta. Nu știam exact dacă a zis și Isabel sau nu. Hai să spunem că asta a fost o neînțelegere. Maria, dar tu ai rămas așa cu un resentiment în legătură cu sărutul lui Liviu cu Isabela, pentru că i-ai spus nu cumva îți pare rău că s-a cuplat Isabela cu Blaze? A fost prima dată când am adus în discuție de Isabela. Și Liviu, cred că îl poate să confirme asta. Da, niciodată n-am zis nimic de ce au avut ei. Cred că a fost foarte... Pentru că mi se părea că tot Blaze. Eu nu am nimic pentru și Blaze. Și eu nu sunt ca ea, nu sunt o femeie... Atenție, eu nu sunt ca ea, nu sunt o femeie ușoară. Ce a vrut să spună poetul? Nu sunt ca ea, ca să trec de la o parte într-o parte în alta, așa, de pe o zi pe alta, adică sau de la o seară la alta. Și am completat, nu sunt o femeie ușoară. Ce spui, Costinela? Dacă ești după o zi pe alta, te face o femeie ușoară, adică până la... Am completat, era în continuare. Nu era neapărat și cum să rapi pe Blaze pe sfânt și ce i-a mai făcut Liviu ei. Adică, serios. Când a dormit în casa băieților, ok. Cred că ți-ai fi dorit, dar nu s-a întâmplat. Nu cred. Eu cred că s-a dat materialul acolo. Și cu toții am văzut, ok, bine, nu ai patru pe piept. Păi și e iubitul meu, nu înțeleg care e problema. Da, lasă că eu sunt o femeie ușoară, bine că ești tu cinstită. Nu te-am zis că ești o femeie ușoară, nu ferește. Indirect ai spus și m-am făcut ieri și văd că o caut cu lumânarea în fiecare zi, te-am lăsat în pace, dar nu te mai las. N-ai cum să faci după lucrul ăsta. Ești chiar foarte cât. Eu prima oară, eu nu am problema cu Maria deloc. Dar când ea a venit, ea a zis, băieți, avem un joc foarte, foarte interesant pentru voi. Pentru că am vrut să dorm și am zis stau. Și ce a zis? Stai puțin să vorbesc. Ce a zis? Ce voi crede despre toate fetele? Ce vrei să faci cu asta? Nu înțeleg. Pentru că am început să ne cunoaștem și era să vorbim sincer, fiecare cum crede că e o persoană. Nu era un mod de bârfă, că e și logic. Cum este atât de important pentru mine? Ce ți-ai schimbat, ce ai descoperit la o persoană? Dar depinde cât ai, știi, și cât poți să duci. Despre asta e vorba și în cazul... Maria, da, eu aș vrea să vă rog să nu vă jigniți. Da, deja până la urmă, stați un pic. Până la urmă, asta apropo și de discuția de ieri între Adelina, Andreea, vis-a-vis de Alina. Nu sunt suntem aici să dăm nici teste de IQ, nici teste de care e mai sfânt ca celălalt. Purtați-vă ca și cum ați fi cu toții egali. Sunteți într-o competiție cu șanse egale. Tocmai și să ajung din nimicuri să exagerăm și să... Deci, nu știu, exagerezi, iar tu jignești pe toată lumea. Aici, deci te-a lăsat în pace și tu mă jignești în continuu. Femeie ușoară, nu știi să vorbeși, ai probleme, ok, dar gata, ajunge, pune frână. Nu vreau să fiu atentă, nu meriți. Și când te-am spus că ești maturitate, n-am zis degeaba, ești. Și masca a început să-ți cadă deja, să știi. Să nu ne jignim. Ok, toată lumea vede, stai liniștită. Acum, nu e nimic rău să ai o stimă de sine ridicată, pentru că am remarcat că i-ai spus lui Liviu, tu nu vezi ce ai lângă tine? Adică că nu sunt tu genul care să-l mint, să-i fac ceva în modul ăsta. Trebuie să realizeze că nu o să plec ușor de lângă el sau că mă uit înspre Blaze sau nu știu, astea mi se par... Nici nu pot să le discut. Mi se pare, mă depășesc. Ei, dacă trebuie să le discutăm. Atâta vreme cât e vorba de alte persoane, normal că le discutăm. Să mă dau la Blaze sau la nu știu care. Pur și simplu de impulsiv, trăim toți, râdem, glumim și atât. Asta a fost părerea lui Liviu acum. Dacă aveți ceva de discutat, vorbiți voi doi. El a înțeles asta. A fost criza lui de gelozie. Și criza mea de nervi, pentru că m-am dus în punctul în care îl mai puteam.